Bună seara, bine ne-am regăsit. S-a terminat votul, am aflat deja și rezultatele, însă nu s-au terminat și mutările politice. Vom vedea în perioada imediat următoare ce mutări strategice, inspirate sau mai puțin inspirate, se vor face. Cert este că PSD-ul tatonează terenul pentru a aduce în ograda proprie doi dintre candidații independenți care au câștigat primăriile în localitățile în care au candidat, în localitățile în care oamenii i-au ales. Nu se termină aici mutările politice. Partidul Național Liberal încearcă să facă o mutare de șah către prefect pe care intenționează să-l dea jos în perioada următoare pentru a-și pune, bineînțeles, proprii membri. O să discutăm toate aceste lucruri, dar și altele care decurg, bineînțeles, din aceste subiecte cu invitații la raportul zilei în această seară, pe care îi și salut, doamna Mădălina Ciolocoi din partea USL, domnul Mircea Șcheau de la Partidul Democrat Liberal și domnul Ion Răuț, candidat independent a fost dumnealui. Bună seara, domnilor! Am văzut rezultatele. USL-ul a obținut 58 plus la alegerile din acest an, la alegerile locale pentru consilieri județeni. Este urmat de PDL la o diferență foarte mare, 16,86% și Partidul Poporului Dan Diaconescu 13,12%. Îl avem pe domnul Răuț, candidat independent, care a reușit să obțină mai mult în procente decât reprezentanții unor formațiuni care, cei drept, la ultimele tururi de scrutin nu au avut rezultate strălucite. Noi avem și un material pregătit, dacă îl au colegii mei, gata, dacă nu, îi rog să-l pregătească, materialul cu numărul 2. Este, domnule Răuț, a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, dificilă această campanie și de ce a fost dificilă, dacă o considerați așa? Nu. De altfel, problemele profesionale, preocupările profesionale nici nu mi-au permis să aloc foarte, foarte mult timp acestei campanii. Am intensificat-o pe ultimele 7 zile și consider că și dacă aș fi făcut 30 de zile continuu de campanie, tot n-ar fi fost un motiv, să zicem, de oboseală. Pentru că fiecare candidat sau formațiune trebuie să-și elaboreze un program și să-și dozeze eforturile în așa fel încât chiar să atingă niște momente de vârf, ca în orice competiție, de altfel. Practic, la momentul meciului trebuie să fii în forma cea mai bună. Acum, cu privire la rezultat, eu nu pot să spun decât că unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus nu l-am atins. Dar am avut și altele. Acela de a ajunge consilier județean? De a ajunge consilier județean și, sigur, nu era un scop personal sau un lucru de care să depindă viața mea de aici încolo. Era pur și simplu o ofertă pe care am făcut-o gorjenilor și dacă gorjenii ar fi dorit să adere la programul pe care eu l-am propus, exista posibilitatea să îi reprezint în Consiliul Județean. În felul acesta și la rezultatele care sunt acum, e firesc să fie reprezentat de forțele care au reușit să acceadă în Consiliul Județean. Dacă vreți să zic așa, concluzia la care ar fi obligat oricare dintre candidați, eu nu pot să spun decât că aproape 2000 de voturi pe care le-am obținut mă obligă
să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, să le mulțumesc celor care au făcut echipă cu mine în această campanie de care vorbiți dumneavoastră și să apreciez că ăsta este în momentul de față posibilitatea unui candidat independent de a accede către o funcție în consiliile județene, dacă vorbim mai general. Da. Eu vreau să vedem materialul, îmi spun colegii mei că este gata, pentru a vedea cum s-au poziționat și reprezentanții formațiunilor politice mai mici, cele despre care nu s-a vorbit în aceste zile, pentru că au fost trei mari formațiuni care, într-adevăr, au ținut capul de afiș al ziarelor și, bineînțeles, deschiderile jurnalelor din media audio-video. Îi rog pe colegii mei să ruleze materialul. Cei doi edili care vor să urce în barca PSD sunt Dumitru Turbăceanu de la Baia de Fier și Gheorghe Alpredi de la Glogova. Aceștia și-au învins la mustață contracandidații, unul dintre ei înlocuind tot un PSD-ist și anume pe Constantin Mihoțescu. Alpredi, în schimb, a făcut rocada cu democrat-liberalul Ion Șalapa. Președintele executiv al PSD, Ion Călinoiu, îi primește pe cei doi cu brațele deschise. Cei doi primari independenți și-au manifestat dorința. Am dat, bineînțeles, toată deschiderea de a fi primiți și avea primari și să și potrivesc în localitățile în care am pierdut practic. Cât privește viitorul lui Constantin Mihoțescu, de ieri fost primar în Baia de Fier, Călinoiul trimite pe acesta în minerit, unde a mai lucrat. El a infirmat zvonurile conform cărora PSD-istul va fi exclus din partid. Nu așteptam să pierdem la Baia de Fier, deoarece primarul a avut o serie de realizări, urmare a investițiilor promovate, dar iată că independentul a avut culoarul său și a câștigat alegerile. Fostul primar, bineînțeles că își menține calitatea de membru de partid. Este specialist în minerit, se poate găsi o soluție, evident. Dumitru Turbăceanu s-a bucurat în campania electorală de sprijinul Partidului Democrat Liberal și chiar bătuse palma cu Ion Rușeț, căruia îi promisese că va deveni pedelist cu acte în regulă. Acesta s-a răzgândit însă între timp. Da, a fost un alt material și pe acesta voiam să-l rulăm în timpul emisiunii pentru a discuta pe marginea subiectului. Este vorba de doi dintre candidații independenți pe care Partidul Social Democrat pare să-i vrea în o gradă proprie ca să-și întărească, bineînțeles, forțele. Partidul Social Democrat a obținut la aceste alegeri mai puțin primari decât turul anterior de acum 4 ani. Domnule Șchiau, credeți că cei doi primari pe care PSD-ul îi dorește acum și care au reușit să obțină un mandat ca și independenți ar face o alegere bună trecând imediat într-o formațiune politică, trecând și, bineînțeles, colorându-se, pentru că automat atunci când intri într-un partid, îți însușești și o ideologie și o doctrină. Declarația domnului Ion Călinoiu a fost elocventă. Nu ne așteptam să pierdem la Baia de Fier. Dumnealor la Baia de Fier au pierdut. Nu trebuie să spun că este exact circumscripția unde votează domnul Ponta. Nu putea să câștige candidatul independent fără sprijinul unui partid în spate, fără sprijinul unei echipe. Și sprijinul a venit din partea PDL-ului. A câștigat. A venit din partea dumneavoastră sprijinul, a câștigat candidatul independent cu ajutorul, cu sprijinul Partidului Democrat Liberal, dar iată, acum tinde să facă un pas către Uniunea Social Liberală. Există și o declarație oficială din partea acestui câștigător al cursei electorale din Baia de Fier? Anterior acelei declarații pe care a făcut-o domnul Călinoiu, se pare că există. Însă, după discuții, domnul Călinoiu a ieșit și a spus ce ați auzit și dumneavoastră. Eu cred că sunt doar presiuni care se fac asupra candidatului independent de la Baia de Fier, care a avut un agreement și pe care sper să și respecte. Ar fi o dovadă de verticalitate din partea domniei sale. Ne așteptăm să ia decizia potrivită, decizia care se impune, mai ales că a primit sprijin în acest sens,
Sigur că multe lucruri sunt admisibile în politică. Cred că ar fi o notă proastă să pornească cu stângul și să mintă de la început. Doamna Ciolocoi, credeți că ar trăda candidatul independent devenit primar la Baia de Fier, eu știu, fie PDL-ul care l-a sprijinit, fie alegătorii care i-au dat votul spunând că este independent, poate oamenii s-au săturat de politică, în momentul în care face pasul către dumneavoastră, către USL? În primul rând, aș vrea să vedem o declarație a acestui candidat și actual primar ales și să putem evalua cât a fost ajutat, în ce măsură a fost ajutat, în ce măsură este meritul partidului care l-a sprijinit, al PDL-ului din umbră, și în ce măsură este meritul dumnealui. Deci, în primul rând, această chestiune ar trebui să o analizeze domnul Turbăceanu. În altă ordine de idei, faptul că ar veni către USL, deci către PSD și către USL, nu ar fi de mirare, pentru că în momentul în care mergi la alegători, mergi cu un proiect, cu un program, dar după ce ai fost ales, trebuie să ai pârghii să îndeplinești acel program. Ori este posibil ca dumnealui să își dea seama că probabil nu poate să îndeplinească acel program. Ce aș vrea eu să remarc, între independența primarilor... Când spuneți pârghii, vă referiți la ce anume? La o susținere politică? Exact. Pentru susținere politică ce i-ar aduce susținere și, politică, da, care i-ar aduce... sprijin financiar? Nu neapărat financiar, un sprijin pe proiecte, uși deschise mai ușor, înțelegere și orice, sprijin... nu orice primar din țara asta ar trebui să aibă o ușă deschisă atunci când merge pentru este un proiect care se face în interesul cetățeanului? Un independent este mult mai greu să obțină sprijin pentru că nu are o formațiune politică în spate. Gândiți-vă păi că ar trebui să obțină... Are PDL-ul în spate. Deocamdată nu are pentru că este independent. Sigur are. Are o listă de consilieri. Dumnealui este independent la primar. Dar domnul primar care tocmai a pierdut alegerile n-a pierdut numai dumnealui. Și o parte dintre consilierii dumnealui au plecat acasă. N-au rămas vechi consilieri. Domnul primar care a câștigat alegerile vine cu o nouă echipă de consilieri și sigur își va îndeplini obiectivele. Nu poate să intre într-o luptă electorală gândindu-se că ulterior nu mai poate să-și onoreze promisiunile electorale. Către cetățeni, nu ține de consilierii locali. Deci la nivelul comunității... Nu. Deci lăsați-mă să-mi termin ideea. La nivelul comunității, consilierii locale au un rol foarte mare pentru că pot propune și aproba proiecte, însă la nivel peste primăria respectivă, îți trebuie ca și primar sprijin în Consiliul Județean, sprijin la toate forurile superioare din punct de vedere politic. Va avea din partea formațiunii PDL sprijin în Consiliul Județean. Dar nu e adevărat. Stați un pic că noi suntem... Cum îl definiți? Noi suntem nerealiști. Domnișoara Stoian, s-au încheiat alegerile. Uitați-vă, actuala structură încă nevalidată, dar finală, declarată de la Beș. În Consiliul Județean sunt așa 21 consilieri USL, 6 consilieri PDL și 5 PPDD. Este de înțeles dacă domnul Turbăceanu se orientează către formațiunea politică care l-ar putea ajuta cel mai mult prin obținerea unei majorități pentru proiectele comunității de la Baia de Fier. Deci asta trebuie să înțelegem. E clar că tentația e mare, deci eu nu zic că va trece, că nu va trece, dar tentația este foarte mare, domnul Șcheau. Dumneavoastră, Partidul Democrat Liberal, cei 6 consilieri județeni, ca să-l ajutați pe acest primar, pe proiectele pe care dumnealui vrea să le deruleze, și din punct de vedere strategic, și din punct de vedere financiar, dumneavoastră va trebui să negociați cu ceilalți care sunt, v-am spus, 15 PDD, 21 USL, astfel încât să-i asigurați acestui om trecerea unor proiecte. Domnul dumneavoastră, vreți să spuneți mie în acest moment că dacă avem un proiect viabil, într-o comună este nevoie ca eu să negociez? Viabilitatea este declarată și va fi... Asta o fixează Consiliul Local, doamnă. Nu. Viabilitatea și cetățenii din comuna respectivă. Îmi pare rău, domnul Șcheau, viabilitatea unui proiect... Iar dacă proiectul pe fonduri europene trece
Și dacă Banca Mondială aprobă un proiect de o anumită sumă, nu mai discutăm. Un proiect care este bun nu mai trebuie să fie negociat. Trebuie să fie acceptat. Suntem în slujba cetățenilor, doamnă. Nu cetățenii sunt vorbe mari, domnul Șchiar. Nu, sunt vorbe mari pe care dumneavoastră nu le respectați. De 16 ani, de 18 ani... Pentru că eu știu exact și pentru ce am candidat la consilier județean și am spus-o și o repet. Iar dacă domnul Șchiau ar fi fost, îmi pare rău că nu are acces în Consiliul Județean, i-am spus și anterior, îmi pare rău că probabil aveam câteva idei comune. Haideți să ne înțelegem. Dumneavoastră, ca și consilier județean, județ va trebui să aibă o listă de priorități. Dar cum ați cântări proiectele celor care vin din județ? Dacă se înscrie în lista de priorități, priorități de gradul 1, priorități de gradul 2, priorități de gradul 3, în condițiile în care România este săracă și sărăcită și nu revin cine a sărăcit-o, că n-are rost, în condițiile în care această țară este în situația în care este și nu ne mai permitem politică, să ne dezvoltăm... Apartenența politică, la ce prioritate s-ar înscrie? Nu se înscrie apartenența politică și la nimic. Se înscrie și gândirea și nu vi se strategia. Pare normal să existe și această categorie a independenților? Ba, mi se pare foarte normal. Dar vedeți dumneavoastră, acești independenți din ce ați foarte mai greu. Devreme, reiese că nu ar avea nicio șansă dacă nu ar face un pentru pact că, cu diavolul. Diavolul fiind majoritatea într-un un independent poate că nu va cunoaște. Domnișoara Stoian este independent, da? Acest independent poate că nu va cunoaște, pentru că neavând pe cineva o formațiune politică cu care să comunice din Consiliul Județean, dumnealui poate că nu va cunoaște prioritățile județului. Să spunem, prioritatea numărul 1, da? Pentru că Uniunea Europeană ne-a obligat și ne-a alocat fonduri ca până în 2014-2016 să terminăm canalizarea la sate, deci să aducem satul românesc la nivel european și ne dea acei bani, Uniunea Europeană ne și obligă. Prioritatea dumneavoastră este să alocați cofinanțare românească pentru aceste proiecte. Dar nu consilierii județeni fac această școlire a edililor. Nu e vorba de școlire, e vorba de axele prioritare de dezvoltare. În momentul în care independentul are mai puțin sprijin, deci trebuie să înțelegeți că eu n-am nimic împotriva independenților, nu am nimic împotriva să ajut un primar PDL, PPDD, dar nu haotic. Înțelegeți? Nu haotic, îi trebuie un sprijin în spate. Și pentru că a vorbit domnul Răuți înainte, un independent la Consiliul Județean, dumnealui a spus că nu s-a ocupat de campanie. Eu sunt convinsă că dumnealui are adepți, că politica pe care a făcut-o anterior la celelalte partide i-au adus și plusuri și minusuri. Dar un independent, ca și candidat la consilier județean, cred, din punctul meu de vedere, cred că avea nevoie de o precampanie ca să se facă foarte bine cunoscut. Un primar sau un consilier județean, un candidat, lăsați-mă să vă spun, care provine dintr-un partid, acel om are imaginea partidului în spate, bună, rea, așa cum este ea. Da? Domnul Rău, să zicem, era la UNPR, candidat din partea UNPR-ului, nu avea nevoie neapărat de o precampanie. Pentru că se știa, apărea în conferințele de presă, se deplasa în stânga și în dreapta. E foarte greu, chiar dacă ai un staff care crede în idealul tău, e foarte greu fără un aparat politic în spate. Păi să ne spună domnul Răuț și atunci să ne spună care mai este și rolul independenților, dacă, iată, nu prea pot face mare lucru atunci când ajung, dacă ajung într-o funcție administrativă. Eu nu m-aș plânge de greutățile legate de lipsa echipei care ar veni din sfera unui partid politic, pentru că, iată, rezultatele o confirmă. Dacă eu am reușit să am un procent mai bun decât câteva formațiuni politice din județ, această idee este cumva contrazisă. Au fost partide politice cu tot ce spunea doamna Ciolocoi, adică cu posibilitatea de a face conferințe de presă, de a avea candidați și n-au reușit să ajungă nici măcar la procentul care l-am avut eu. Chestiunea legată de ceea ce se întâmplă ulterior cu candidatul sau cu alesul independent, este într-adevăr un aspect care trebuie privit și prin culoare
prin susținere politică, așa cum spune doamna Ciolocoi, dar în același timp trebuie să ne gândim la substanța actului politic în zona asta administrativă și să înțelegem că după ce a fost ales, vorbim de lupta asta din campanie, un vot în Consiliul Județean înseamnă o minte, spun eu, un creier. Și eu nu am elemente să contrazic ideea asta a faptului că un partid politic se aliniază frumos în spatele unui șef, fie că este președintele Consiliului Județean sau în altă situație, și toată lumea merge să realizeze așa majoritate pe culoare. Asta, de fapt, a fost, dacă vreți, și imboldul și de multe ori fundamentarea. Cu alte cuvinte, ne spuneți dumneavoastră, consilierii, fie locali, fie județeni, urmează o traiectorie pe care o stabilește șeful de partid. Exact. Dacă șeful de partid spune votați proiectul ăsta, trebuie să-l voteze. Dacă spune nu-l votați, oamenii ăia nu trebuie să voteze. Pentru că așa spune liderul partidului. Știți exemple din Parlament cu acel semn, în sus, în jos. Iată, sigur, este o chestiune acum de a face politică într-un grup politic, de disciplină politică, de alte elemente. Nu înseamnă că independenții ar fi într-un haos total. De altfel, eu am și spus, n-am propus înlocuirea formațiunilor politice cu independenți. Am spus doar un lucru și cred că e important. Independenții ar fi un element de sănătate politică și iată, pe aritmetica asta de care a vorbit doamna Mădălina, există o chestiune, 21 la 11, dar ce ar fi fost dacă mai erau și vreo 5-6 independenți? Vedeți cum deja ne duceam în zona unor negocieri politice, pentru că sunt o realitate și o necesitate până la urmă, dar în care nu mai prima atât de mult culoarea politică și probabil că trecea în prim plan proiectul, ideea. Da, dar în condițiile în care am văzut diferența este atât de mare și independenții nu au pătruns decât acolo în cele trei localități, în primării, nu prea pot face jocurile de echilibru. Vă pot da și exemple. Nu există momentul ăsta. Nici n-am pretins că acum ar fi fost așa un boom al independenților. Iată, la Consiliul Județene, repet, pentru Consiliul Județene numai 9, 40 și mai mult, cu sectoarele municipiului București am putea spune, dar ei n-au calitate de județ, numai Consiliul General al municipiului, consilierii generali ar putea intra în această categorie. Deci, 9 oameni au avut, eu știu, aplecarea, curajul, ce vreți dumneavoastră să-i spuneți, nebunia, utopia. Să candideze ca și independenți. Ca și independenți. Nu este generată acea masă critică ca alegătorul să poată să perceapă că există varianta și a independenților. A fost un Răuț, un Ionescu, am văzut chiar un Panfiloiu pe undeva prin țară, dar nu e din Gorj. Modalitatea în care a fost pusă problema ne face să ne gândim că actul administrativ se subordonează voinței politice. Acest proiect este roșu, trece. Chiar dacă e de... sau acest proiect este portocaliu, nu trece. Sau acest proiect este independent, nu trece. Chiar dacă este de prioritate 1. Cei drept luptele politice și în Parlament, cum spunea domnul Răuț, și în Consiliul Județean le-am tot văzut și le vedem continuu. Cum va colabora primarul susținut de PDL cu un Consiliu Local în care mulți din Consiliul Local sunt susținători ai fostului primar? Nu știu cum vor colabora, probabil vor face acele compromisuri despre care spunea și doamna Mădălina Ciolocoi ceva mai devreme.
Pentru că se fac acele compromisuri politice, sunt compromisuri politice cele care se fac inclusiv în interiorul administrației locale. Administrație care este condusă tot de oameni politici, pentru că votul de acum două zile este un vot dat unor oameni politici, oameni politici, politici pe care cetățenii îi desemnează să domnul Rosa a surprins foarte bine un aspect, și anume, există state, iau ca exemplu Canada, unde districtele și circumscripțiile sunt foarte bine delimitate. Și candidații sunt candidați unici pentru circumscripția. Pentru cartierul 9 Mai există un candidat și reprezintă interesele oamenilor din 9 Mai, separat de culoarea politică. Sigur că au o armată în spate, sigur că au mecanisme, totul se susține, dar reprezintă interesele acelor persoane și nu la modul generic. Nu reprezentăm interesele Gorjului și ale gorjenilor, dar nimic particularizat. Doar un fel de sfat al bătrânilor de 32 de persoane care se pricep la toate și despre Rovinar vorbesc, și despre Târgu Jiu vorbesc, și despre Motru, și despre Cărbunești, și despre Jupânești, și despre Țânțăreni. Necunoscând realitatea de acolo, tocmai de aceea sunt consiliile locale, o să-mi spuneți. Dar cum ar fi dacă am cadastra fiecare bucățică și am ști exact pe cine să tragem la răspundere pentru succese sau insuccese? Cum ar fi dacă am avea un factor punitiv? Da? Nu ai făcut asta, în termen de etapa asta, nu ai parcurs-o. Ce-ți facem ție ca și candidat timp de 4 ani? Te punem 4 ani, ești acolo și nu te schimbăm. Nu e în regulă. Să fie relația asta ca pedeapsa să fie politică. Se adică după 4 ani... După 4 ani să știi cu precizie, și aici are dreptate Mircea, la nivel mult mai mare în politica americană, care este exemplu de democrație, când doi americani discută că unul dintre ei are o problemă, celălalt îi zice, dacă cu congresmenul tău ai vorbit, iată cum am putea să întrebăm, ai o problemă în cartierul 9 Mai, dacă cu consilierul tău pe care l-ai trimis la județ, chiar dacă n-a fost opțiunea lui, pentru că aici se va înțelege foarte bine, opțiunea omului poate a fost pentru cealaltă formație. Sunt deosebit de deranjat de faptul că nu poate să treacă un proiect dacă eu nu sunt înregimentat politic. Asta înseamnă discriminare față de independenți. Asta înseamnă să mi se forțeze mie mâna ca și primar independent dacă nu mă regimentez politic. Ce înseamnă? Timp de 4 ani? Ați avut un proiect cu care ați candidat la funcția de consilier județean? Mai multe proiecte, doamne, dintre care unul l-am prezentat aici. Nu, un proiect pe o anumită zonă. Ați reprezentat o zonă din acest județ? Sigur că da. Care zonă? Stăneștiu și Săulești. Ați mers? Bun. Este... Bun. Păi nu. Nu e bine. Nu e bine. Pentru că e mult mai bine dacă reprezentați, din punctul meu de vedere, eu am reprezentat o regiune în care localitățile sunt legate una de cealaltă. Deci am reprezentat zona Lelești, Arcani, ascultați-mă un pic, Lelești, Arcani, Godinești, Padeș, Runcu, Tismana. Da? Probabil fiecare partid și-a structurat pe această regiune prioritățile sunt anumite pentru o zonă de submunte cu anumite facilități naturale și așa mai departe. În momentul în care am candidat, eu am mers în fiecare localitate din poartă în poartă și am discutat cu oamenii să văd ce nu au și ce le trebuie. Și ce le trebuie, doamnă? Foarte multe. Păi și 16 ani nu le-ați dat. Păi cum dumneavoastră vorbiți? Păi dumneavoastră trebuie să vorbiți, ca consilierii județeni. Domnul Șchea, haideți să încheiem, să punem punct, pentru că dacă această țară este în halul în care este, ați adus o contribuție importantă, da? Punct. De aici înainte aș vrea să vă rog să-mi spuneți ce ați introdus în programul dumneavoastră de consilier, de candidatură la Consiliul Județean. Ce ați introdus, ce proiecte ați introdus, dar proiecte, cum credeți dumneavoastră că se leagă Stăneștiu cu Săuleștiu? Că una e la nord și cealaltă e la sud. Și? Asta ne-ar împinge către cu totul altă zona a discuției. Ne-ați încercat să evitați să finalizăm acest subiect.
Nu, eu v-am spus un alt că subiect, eu am candidat și foarte multe persoane au candidat pe un proiect destul de coerent. Doamnă, păi nu după, 1990 ați avut și președinția, ați avut și guvernul, ați avut și consiliile județene. Dacă în 1990 aveam o scuză, nu știam, ieșisem din comunism, am ales cum am ales. Acum românul nu mai are scuza. Nu mai are scuză, doamnă. Mă pregăteam să spun că PNL-ul este unul dintre câștigătorii. Nu mai are scuză pentru ce anume? Pentru că au votat roșu. Pentru cum a ales? Pentru cum a ales. Sigur. Păi, mă pregăteam să... că omul abia a ales. O să vedem în perioada imediat următoare ce se va face. Nu putem să incriminăm... Tragem concluzii pripite, sunt exact, de acord. Dar nu putem să incriminăm o formațiune care abia a fost aleasă pentru ceva ce urmează să facă. Domnul Șchiomă, nu știm cum va face un lucru. Pe mine, cum să vă spun, de foarte multe ori m-a surprins că la nivel local puteam să colaborăm foarte bine, consilierii județeni, consilierii locali, dar de la nivel central s-a spus clar, noi suntem la guvernare, hai să le întoarcem spatele. Deci, de foarte multe ori am fost pur și simplu respinși. Chiar dacă la nivel local am încercat să legăm niște punți, să ne înțelegem asupra priorităților de la nivel local, de la nivel central, atâta vreme cât am fost în opoziție și capul răutăților este acest domn președinte Traian Băsescu, atâta vreme cât va fi dumnealui, tot timpul va exista un spate întors. Pentru că n-ați reușit să vă dați seama că o regiune, un județ are anumite priorități. Ați creat discordanțe de la nivel central între modul în care au fost tratați primarii și administrația locală a opoziției și administrația locală a guvernării. Asta s-a întâmplat. Și mai mult decât atât, eu sunt pentru ca fiecare consilier, fie el local sau județean, să aibă un proiect de candidatură, pentru că dacă mergem cu capul înainte și nu vedem ce le este necesar cetățenilor, degeaba mă duc și le fac pistă de schi unde ei nu au nevoie. Înțelegeți odată omenește că nu s-a greșit niciunde, că Uniunea Social-Liberală încearcă să readucă respectul de sine pe care cetățenii acestei țări l-au pierdut. Dacă și în acest ultim moment, după această victorie, încercați în continuare să spuneți că ați făcut lucruri bune, aveți și oameni competenți și primari buni pe care i-am apreciat, dar de foarte multe ori imaginea lor a fost pătată grav și au scăzut în procente datorită modului de guvernare la nivel central. Și ceea ce s-a întâmplat astăzi cu doamna Elena Udrea mi se pare un act din partea dumneaei pe care îl apreciez. Doamna este extraordinară. Am pornit de la candidatul independent de la Baia de Fier și ajunsărăm la Traian Băsescu. Este o discuție care poate evolua în orice direcție. Până la urmă vedeți ce înseamnă politica și cum ne transformă. Da. Discutăm despre problemele locale din Baia de Fier. Așa, și politică la și administrație, care spuneam ceva mai devreme, sunt atât de bine unite încât la un moment dat nu mai pot fi departajate. Asta ar fi chestiunea care ar trebui... Problema. Sau problema, să facem în așa fel încât să fie politică de cea mai mare intensitate până când reușim să aducem lângă noi adeziunea, susținerea necesară. Și aici aș vrea să vă spun că eu n-aș fi de părere că putem face o evaluare acum asupra unei greșeli. Până la urmă, electoratul este stăpânul nostru, ca să zic așa, sau măria sa, electoratul a decis să-i dea lui Răuț 2000 de voturi. Haideți să rămânem la interferența dintre politic și administrație. Asta vreau să vă spun. Și până aici e politică. Deci, în această căutare de adeziune. Asta e politica, pentru că toți politicienii cerem forță sau le cerem votul concetățenilor noștri pe ideea că noi avem, cum poate bine spunea doamna Ciolocoi, niște proiecte bine conturate și le propunem. Asta e oferta noastră. Dincolo, vedem dacă există și cerere pentru asemenea proiecte. Iată că s-a ales așa cum s-a ales.
Dar după asta trebuie să înțelegem că trebuie să facem administrație. Și apropo, doamna Ciolocoi, eu cred că am conturat cel mai bine în campanie ideea asta, am spus 4 ani, 4 proiecte, pentru că nu mi-am asumat, eu știu, realizări foarte, foarte mari și am zis că măcar în fiecare an de consilier județean, dacă aș fi luat mandatul, să reușesc să propun câte un proiect. Și le-am și spus acolo, nu mai are rost acum, poate cine știe, vreuna din formațiunile dumneavoastră. Nu se știe dacă care, ați fi care au reușit majoritate să promovați sincer, vreunul dintre ele, dacă nu ați fi făcut o înțelegere cu o formațiune sau chiar mai că, multe. Pentru că în cazul în care există mai multe formațiuni, e posibil ca proiectul, cel puțin unul din cele patru, nu cred că nu se suprapunea peste programul unui candidat colorat politic. Nu, pentru că eu le-am dat concretețe, așa am și zis, 4 ani, 4 proiecte. Da, dar nu cred că proiectul precise. Dumneavoastră nu se întâlnea cu al altcuiva acum, cel nu, puțin pe o anumită zonă, pe o anumită să regiune. Să știți că am avut curiozitatea ca cel puțin din Oltenia să iau toate programele formațiunilor politice mai mari, ca să zic așa, pentru că unele dintre ele, fie vorba între noi, chiar n-aveau programe, adică unele veneau cu niște promisiuni. Haideți să ne întoarcem la politica Lundule, noastră. Să știți că sunt spații. Uite, probabil că asta e și greu de înțeles, până la urmă și de către electorat. Poate e neîncrederea asta și zice, bă, cu ce ar mai putea să vină și răuța asta? Că, cum bine zice doamna Ciolocoi, acolo există aparat de partid, există preocupare, există continuitate politică la formațiuni și lucrurile astea sunt foarte bine conturate. Eu vă spun și vă pot face demonstrația oricând că e loc și există nișa deja făcută ca să intervină și candidatul politic. Competiția politică trebuie să înceteze după terminarea campaniei. Asta e ideea politice, de bază. Pe care, după care aleșii locali să se concentreze pe ceea ce este de construit. S-a terminat cu competiția politică, mergem în Consiliul Local sau în Consiliul Județean. Cine va face parte din Consiliul Local și din Consiliul Județean? Și acolo ne apucăm să construim. Măcar 3 ani, că în ultimul măcar an e mai în greu. Ultimul an e mai greu fiecare să concentreze. Da, în fine, dar campania politică s-a finalizat, vedem ce putem oferi cetățenilor. Din partea PNL-ului pot să vină niște proiecte foarte bune, din partea PDL-ului, din partea PSD-ului și de ce nu din partea unor independenți. Nu putem să spunem că un proiect al unui independent se suprapune cu un alt proiect al unei persoane de coloratură politică. Este ca și cum am spune că oricum independentul nu mai aduce nimic nou, nu și are rostul. Hai să-l plasăm într-o culoare sau în alta, pentru că proiectul dumnealui, nu. Modul în care îl prezintă, modul în care îl vede, are o amprentă de originalitate și s-ar putea să se plieze mult mai bine pe nevoile cetățenilor. Din zona care îl susține, sigur. Da, doamna Ciolocoi, nu mai avem foarte mult timp, dar o să vă las să trageți niște concluzii. S-au terminat într-adevăr alegerile, am văzut că nu s-au terminat aceste mutări și nu se vor termina până la viitoarele alegeri, mutările politice. Foarte scurt să-mi răspundeți pe următoarea întrebare. Au existat disensiuni în USL încă din timpul sau imediat după finalizarea alegerilor pe marginea rezultatelor? Domnul Dian Popescu, liderul PNL Gorj, declara în mass media locală că de vină ar fi lipsa de comunicare în interiorul USL înainte de alegeri. Da, pe scurt, au existat și neconcordanțe, mai mici sau mai mari. Cum să vă spun, poate că nu totdeauna organizațiile locale s-au coordonat în acțiuni, în proiecte de campanie, însă, vă dați seama, sunt 3 partide politice sub aceeași umbrelă, era clar că vor exista și astfel de situații. Ar fi putut fi un alt scor în cazul în care ați fi colaborat mai bine cu partenerii de la PSD și PC? Eu cred că putea să existe un scor mai mare, să fi mers către un 70% dacă se muncea mai mult în teritoriu. Și de vină este?
Cine? Sunt și dintr-o parte și din alta, nu se pot face nominalizări, dar trebuia mult mai multă muncă în teritoriu, pentru că treci astăzi pe la cetățean, mai treci mâine, poi mâine, trebuia mult mai multă muncă în teritoriu și poate... Ați avut oameni leneși? Sau au fost oameni leneși? Au fost și oameni care poate că au avut mult prea multă încredere, au zis lasă că mergem sub umbrela USL-ului și muncesc ceilalți și noi o ducem bine. Acum problema se pune la modul următor. Se puteau rezultate mai bune și acestea sunt destul de bune. Eu cel puțin din partea Partidului Național Liberal, noi suntem pentru foarte PNL, mulțumiți. Într-adevăr, este foarte bine, ați urcat, aveți mai mulți primari. Și ne-am păstrat numărul de consilieri județeni, da? Deci ne-am păstrat numărul de consilieri județeni pe care i-am avut, respectiv 6. Și aveți, o să aveți și un vice la Consiliul Județean? Da. Ați vrut să interveniți, dar foarte scurt. În 2008, PSD plus PC plus PNL au avut 58%, în 2012 USL are 58%, nu au urcat, nu au coborât. Însă, noi am câștigat 3 primării de la PSD și dacă am pierdut primării, 3 primării le-am pierdut către PNL, niciuna către PSD. Asta înseamnă o orientare clară a electoratului dinspre stânga, spre dreapta, indiferent cum am vrea să o vedem, pentru că PNL-ul până la urmă este un partid de dreapta. Și, dar cu da și nu, vă rog să-mi răspundeți, intuiți o nouă sau o altă mutare politică în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat? Că ați vorbit de traiectul acesta al electoratului? Este răspunsul firesc. Răspunsul firesc al electoratului. Da. Mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară la aceeași oră, numai bine.